Ce bine, ajungem acasă. Două luni în sud. Încă n-am ajuns ferm. Conduc cu grijă de rog. Păi n-am făcut nicio greșeală. Ești pe aproape. Pe aproape, da, da. Până la urmă nu mi-ai spus ce planuri ai pentru anul ăsta. Ei, tată, ca de obicei. Adică să învăț bine la școală, să câștig campionatul de rugby. Să știi că se așteaptă multe de la capitanul de echipă. Da, știu. Dar nimic nu mă va depărta de obiectivul meu. Hei, fă dreapta! Și nimeni. O să mă ocup eu de flori. Evident. Să vezi și o să ne certe mai câta.
Mulțumesc, Marchito. Mi-am luat altele tire de contact. Și tu te-ai schimbat, Juanci, parcă ești mai înalt. Am mai crescut și eu puțin, da. Da, da, 2 centimetri. Dar sunt unii care s-au schimbat mult mai mult decât tine, Juanci. Obiectivul nostru pentru anul acesta este... distracție! Să câștigăm campionatul! Jaguarii! Dar ce ți-ai făcut? Ești schimbată. Poate din cauza verii. Și a ta? Cum a fost? Am repetat. Fii atentă. Scuzați-mă. Deja ați început cu mingea? Regret. Mingea afară. Hai, repede. Ne cerem scuze. Cum ai făcut asta? Mai bine plec. Deci, să văd atitudine. Una, două, toate pentru una. Și una pentru toate. Ce cauți pe jos, Sofie? Îmi căutam partiturile. Oh, neschimbată. Și ce planuri ai pentru noul an, surioară? Aer condiționat în clasă. Ceva mai puțin superficial? Păi eu știu să fiu cea mai bună, ca de obicei. Câte modestie, sigur că da. Mm-hmm. Agus? Și-a schimbat pieptănătura, garderoba, arată atât de... Garderoba avem doar noi vedetele, ceilalți au... haine. Bună, Clari, bună, Ali. Bună! Agus! Bună, Delphi. Ești palidă, drăguță. Ai stat toată vara în frigider? Am fost plecată câteva zile. Unde? Pe balcon? La țară. Vai, cu atâtea stațiuni? Dacă zici la țară, mă gândesc la țânțari. Nu. Te-au ciupit? Vrei să mergem împreună în clasă? Sigur. Bine. Ținem geanta. Mă ajută să mă integrez. Cred. Bună ziua, elevi. Bună ziua, doamnă. Maestate? Bun început, Juanci. Restul zilei fără pauze. Dragi elevi, ne aflăm aici pentru a învăța, pentru a ne cultiva spiritul, pentru a ne îmbogăți mintea și sensibilitatea și să ni le îndreptăm către infinit. Și mult mai departe! Întreaga săptămână fără pauze. Acesta va fi un an extraordinar. Iată de ce școala noastră a decis să dea mai multă importanță muncii în echipă, ca să ne opunem individualismului care plutește asupra societății noastre. Tu vezi ceva plutind? Doamnă profesoară, știți, eu sunt împotriva colectivelor. Bine, cu câteva excepții. Restul mă deranjează. Mai puțin când te aplaudă. Bravo, Valeria, bravo! Fiecare artist, și cine dintre noi nu e, caută aplauzele, realizarea. De aceea suntem aici, să ne îndeplinim acest vis. Să ne deșteptăm... Ce tu spune? Sufletul, eul nostru care... Despre Agus? Mai bine mă culc la loc, a? Agus, profa e în fața ta! De aceea trebuie să muncim toți, umăr lângă umăr, pentru această operă. Întrebări? Aici? La ea, la ea! Să știți că eu sunt de acord cu lucrul în echipă, cot la cot. Dar ținând cont de tot acest talent strâns aici, de ce n-am face un muzical? Da, și eu pot realiza coreografia, ca de obicei, iar dacă nu... Autocontrol, dragi elevi, autocontrol. Școala noastră s-a gândit deja la asta. Mai aveți de așteptat doar până la pauză. Vom face un anunț important. Să-l primim cu aplauze călduroase pe domnul director. Mulțumesc, doamnă, ba, sunteți foarte elegant. Copiii nu sunt aici să vadă cât de elegantă sunt. Elegantă. Bun, am două noutăți excelente. Ori făcut vestiare noi. Două dușuri noi și sunt fericiți. Un sistem de pregătiri în care elevii cu cele mai bune medii îi vor ajuta pe cei care sunt, cum să vă spun, mai slabi la învățătură. Cine-o fi înfumuratul ăla care să facă pregătiri cu un coleg? Doar o tocilară normală. Elegantă, a zis că-s elegantă.
calmă. Calmi trebuie să fiți și voi după ce vei prezenta pe unica, inegalabila. Mulțumesc, mulțumesc! Aplauze, vă rog! Cea mai bună artistă care a ieșit de pe băncile școlii noastre, Ann Claire! Walter, unde-i greșeala? Topescaunul e tău, o mare plăcere pentru mine să fiu azi aici, pentru că știu foarte bine că fără voi și fără această școală n-aș fi ceea ce sunt. Așa că mulțumesc din suflet. Mă aflu aici azi pentru a vă anunța primul concurs organizat de această școală. Concurs numit Întrecerea Trupelor! E adevărat, copii. Pop, reggae, hip-hop, bebop, salsa, merengue, rock and roll, rock, da! Dansați cu toți! Autocontrol. Muzică. Wow, rock and roll! Unde-i Fer? Știu, Wally, știu ce am să fac. O super mega producție. O să fie minunat, extraordinar. Sigur, bineînțeles, cum altfel? Ali, Clary? Da, Delphi? Știți ce am în minte? Da, mergem la cumpărături? Nu, mai întâi, deși urăsc să o tot repet, știți cine va fi cântăreața principală? Tu, bineînțeles! Ce idee grozavă! Ai tot sprijinul meu, Delphi. Vai, mulțumesc, frățioare. Nu-mi trebuie, și voi două? Cântați cu mine. Da, 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 da. Ba nu, veți fi corul meu. Sigur, încântate. Nu uitați să-mi spuneți ceva. Mulțumim, Delphi. Pentru puțin. Vom fi o formație super retro, ceva de fete. De fete ai zis? Probleme cu auzul, Walter? Păi dacă e de fete, eu ce fac? Iar el ce face? Tu vei fi asistentul nostru! Nu-i extraordinar? Chiar, Wally! Nu-i extraordinar? Extraordinar! Wow! Fetelor, ascultați! Am numele! Stelele hocheiste! Ce părere aveți? Bun nume! Toate pentru una și una pentru toate! Fetelor, vreau să vă întreb... A, ne pare rău, grupul e închis! Nu mai încape nimeni! Nu vrem tocilare! Să-l duceți la bibliotecă, înțeles? Da! Ți-l prezint pe Hamlet, îl știi? Are o voce de cap minunată! De ce n-ai cântat cu el? Nu, nu, eu nu cânt. Dar de ce? Pentru că n-am voce. Valeria! Felicitări! Nu oricine face parte din grupul meu. Vrei să-mi propui ceva, Delphi? Te invit, nu-i grozav? Vino, urmează-mă! Să mergem! Așa, asta e! Copii, imitați-l pe Gaston! Primiți cu frământă coca, cu câtă fermitate! Gaston, toate-s moarte după tine! Unica mea iubire, Ann Claire. Iubire platonică, băiețaș! Știi, mi-ar plăcea să gătesc ceva. Frământă, frământă și visează. Viața fără vise n-are niciun rost. Frământă și visa, frământați și visați. Scuze, îl iau eu un pic, îl iau pe Gaston. Ce e asta? Voi continuați. Echipă, trebuie să-l convingem pe Fer să ne ajute. De seară, la antrenament. La antrenament. Țineți minte, care e deviza mea în bucătărie? Frământați și visați. Hai, fugi! Hai! Dă-i, bine! Parcă se uită la tine, a? Bună încercare, Fer, dar planurile s-au schimbat. Ce-ați făcut? Ne-am gândit să-ți facem viața puțin mai frumoasă. O trupă de rock! Doar ca să ne distrăm. Fetele vor muri după noi. Iar tu, solistul nostru de succes. Nu. Noi avem ruibiul, nu muzica. Hai la antrenament. A zis că nu? Jur că nu-l înțeleg. Ce-o fi având?
Mi-aș da toate pălăriile pe un tricou dintre ăsta. Mă gândesc numai la sport, nu vreau să aud de altceva. Dacă ar fi vreo muzică atunci când ne-am jucat, melodia noastră ar fi succesul care ar urma. Iar secretul pentru a câștiga e să fii puternic pentru a lupta. Hai să vedem. Ne-am înscris. Și cum o să ne cheme? Murăturile. Atacanții. La un loc? Nu merge. Anunțați-mă când faceți repetiții. Agus, mi-ar fi plăcut să cânt cu tine. Stai liniștită. E foarte greu să o refuz pe una ca ea. Extraordinar! Mai bine mă duc la ora mea de pregătiri. Păi tu ai cea mai bună medie. Da, eu ajut cu pregătirea. Nu știu, cred că e o modalitate bună de a mă integra. Dar noi toți te iubim. Mă iubiți când copiați, altfel sunt doar tocilara. Nu, nu spun așa ceva. Apropo, o să stau cu tine la testul de vineri. Era o glumă, hai să mergem. Tu? Da, da, eu. Pentru? Ah, nimic, lasă. La pregătire. N-am nicio îndoială. Cum? Nimic. Cărțile tale? Foarte bine. E prima repetiție și deja ai întârziat. Poți să știu unde ai fost? Lasă, nu mă interesează. Fetelor, vom cânta melodia când vine noaptea. Ce tare, fetelor! Când totul e pe dos în capul meu, nimic nu e cum trebuie și totul te apasă. Și vreau să pot pleca de aici. Valeria Drăguțo, ai luat-o fals. Dar de data asta treacă de la mine. Vai, ce retro! Super tare! Fetelor, vă așteptați la mai puțin de la mine? Nu! Eu mă gândisem la altceva, Delphi. Valeria, tu nu gândi, asta o fac doar eu. Bine. Chineza, mi-ar fi mai ușor să învăț chineza. Nu. Nu și pentru tine, care ești un bun dansator. Și cum seamănă dansul cu matematica? Păi seamănă mult. Să ții ritmul pentru o melodie nu se leagă de matematică. Matematica în muzică, muzica în matematică? Matematica. Normal.
Nu m-am gândit așa niciodată. Atunci când începe noaptea, nu-i vreme pentru reproș. Nu mai spune nimic. Nu vreau să pierd noaptea asta. Și viața mea prinde viteză. Și viața mea prinde viteză. Viața mea. Super bună, genială, grozavă. Da, Vale, nu știam că ai o voce atât de, cum să-ți spun, stridentă. A, B, C. A, B, C. Unghi drept în punctul C. C, C. Sinus, cosinus, tangentă. Sinus, cosinus, tangentă. La unghiul alfa, care corespunde punctului A. A, 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 A. Sinus, cosinus, tangentă. Unghi drept în punctul C. Alfa, e în centrul cercului, alfa, da. Exact. Sigur, sigur, foarte sigur? Sigur, sigur, foarte sigur. De ce te îndoiești? De obicei n-am eu dreptate. Are dreptate doar ea. Fetelor, piesa asta nu e genul meu. Să căutăm alta. Dar ai propus-o chiar tu, Delfina. Da, tu ai propus-o. Da, da, dar pe asta am compus-o eu. Și mie, și mie. Da, se vede. Vorbește doar despre tine, tot despre tine. Și cât de minunată ești! Știți, fetelor, eu nu pot să mint, regret. Nu, nu, nu știe să mintă. Acum, o necunoscută, cu cine te înscrii la concurs? Dacă A e ocupat și B e ocupat, iar restul variabilelor la fel și ele, rezolvăm ecuația, iar X rămâne singură. În plus, nici n-am voce. Nici să nu te gândești să-i dai o lucrare profesoarei tale. Păi dacă muzica e la fel de ușoară ca matematica? Eu îmi doresc să dansez, să-mi mișc corpul, să nu mă opresc. Și de ar fi să aleg, mai mult îmi place să cânt și nu o să mă ascund. Îmi place să joc teatru. Spune drept. Și o broască oră că e mai bine. Nu, 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 habar n-aveam că ai o voce atât de frumoasă. Nici eu. Walter, artistul nostru cel mai sensibil. Și Agus, eleva noastră cea mai bună. Și o cântăreață excelentă. E foarte frumos să cânti, dar în fața atâtor persoane. Ți se face frică, nu? Și mie mi se întâmpla mai de mult, e normal. Până când am sfătuit-o eu. Autocontrol. Copii, sunteți foarte buni împreună. De ce nu vă înscrieți? Mă grăbesc să ne înscriem. Walter! Dar tu nu cântai cu Delphi? Păi când a fost să ne înscriem, nu mai avea cerneală. Stai liniștit, Agus. O să fie bine. Iar Sofie o să vă ajute. Un spectacol foarte bun, Agus. Curaj! Aunt Claire? Am plecat. În ce m-am băgat? Mergi cumva acasă? Da. Pot să te însoțesc? Dacă vrei. Vreau. Ce ai făcut zilele trecute după accident? M-ai văzut? Da. Ah, nu, bine. Ascultam radioul și nu eram atent și tocmai atunci mi-a apărut în față un câine. Un câine, da. Era unul negru, nu? De fapt nu e așa. Adevărul era că nu eram atent pentru că mă uitam la tine. Erai atât de... atât de... atât de... deosebită. Deosebită? Cum adică deosebită? Nu știu, mai... mai... matură. Așa, matură, chiar așa. Ești mult mai matură. Matură, foarte matură. Matură? Da, matură. Probabil. Da, da, sigur. Te-ai înscris la concurs?
Hoanci m-a înscris. Dar eu nu prea am timp. Trebuie să mă antrenez. Datorită rugby-ului am bursă. Așa că... Da, te înțeleg. Și eu am bursă. Nu cu rugby-ul, ci datorită notelor. Pentru mama e foarte important să studiez cât mai bine. Da, părinții au mari așteptări de la noi, nu? Da. Gândește. Noi doi avem multe lucruri în comun. Cum ar fi? Mie îmi place sportul. Mie matematica. Pescuitul. E frumos pescuitul, Agus, nu? Prefer filmele. Hamburgerii. Șnițele de pui. Atunci cred că am dreptate. Avem o mulțime de lucruri în comun. Toate celelalte, tot ce nu am zis. Nu, Fer. Noi suntem foarte diferiți. Pe tine toți te vor în jurul lor, în schimb, de mine fug toți. Nu, nu e așa. Aici e. Ce e aici? Casa mea. Iar a ta e mai încolo, în față. Pa. Pa. Haka! Hu! Hu! Haka! De ce râzi? Mama? Bună! Nu știam că ești acasă. Nu, am venit mai devreme. Vreau să-ți fac o surpriză. E în camera ta. Ei? Mami! E superbă! Îți place? Să te văd, draga mea! Nu e veche, nu? Cum, draga mea? Îți stă atât de bine! Ești tare frumoasă! Exact ce-mi doream! Vezi că te cunosc? Sunt mama ta și știu ce-ți place. Spre exemplu, ce ai văzut când te uitai pe fereastră? Fetița mea, vreau să porți rochia asta la o ocazie specială, lângă un băiat special. Nu există niciun băiat special. Și totuși nu asta am văzut acum câteva minute. M-ai spionat, șmecherul. Ce cauți aici, surioară? Nimic. Privesc o vedetă adevărată. Ia zi, Walter, ce mai e pe la școală? Ca de obicei, trupele fac repetiții, dar tu ești cea mai bună, evident. Walter, spune-mi ceva ce nu știu. Augustina? Ce vrea? Să cânte cumva? Nu, știi doar că are o voce oribilă. Fii cu ochii pe ea. Pe ea și pe Fernando. Dar asta ce-i? E un autograf de la Anne Claire. Dar știi că eu sunt cea mai bună, Wally. Desigur, dar după Anne Claire trebuie să exersăm cu ea. Dar de ce, Walter? Doar am atât talent. Natural. Privește-mă. Trebuie să înveți să te perfecționezi, să poți schimba tot ce e rău. Tu știi că eu nu mă încesesc, eu am încredere în mine. Să-mi vezi. Așa mă simt eu bine. Doar asta știu să fac.
n-ai cântat deloc. Cum vrei să cânt dacă habar n-am ce melodie e asta? Eu cred că am cântat destul de bine. Da, Gaston, iar eu cred că tu ai cântat niște note inventate recent. Dar de mine ce ziceți? Eu sunt cel mai bun. Asta mi-e așa de obicei. Echipă, ca muzicieni, ne pricepem de minune la rugby. Eu zic să ne concentrăm pe ce știm mai bine. Gătitul? Antrenamentele. E doar o chestiune de practică, Fer, de coordonare. Domnilor, vreau să vă prezint pe... Anclen Martin, pe numele ei artistic. Anabela Perez, pe numele real. S-a născut pe 26 iulie 1980. Curând ai să-și dorești să fie altă persoană. Are 4 frați, s-a născut în Buenos Aires. Sunt fanul tău numărul 1. Poți, te rog, să-mi dai un autograf pe cămașă? Te rog frumos, doar numai să... Nu, pe kilos, nu. Juanji, o lună fără pauze. Tu ești de vină, da. Sunt la dispoziția ta, Ancle. La locul tău, Gaston. Să lăsăm să vorbească o artistă adevărată. Ei, mulțumesc. Băieți, ceva am auzit și aveți potențial. Dacă mă întrebați pe mine, vă trebuie cineva care să vă detensioneze, să vă relaxeze. Trebuie să lucrați mai mult cu corpul. Știi, noi suntem jucători de rugby, așa că cu corpul... Să mă fac înțeleasă. Pe scenă va trebui să vă conectați cu adevărata esență a muzicii. Voi aveți nevoie de un ghid. Cineva cu suficient talent ca să vă facă să străluciți pe scenă. Și minunăția asta este... Walter! Nici mort. Ancler are dreptate. Doar Walter ne-ar putea ajuta. Ce faci? Frământ și visez. Ce vreți? Sunt îndrăgostit. Nu putem să cerem ajutor dușmanului. Eu am încredere în Ancler. Atât de frumoasă și înaltă și deșteaptă. Fer, fii atent. Ce pierdem dacă urcăm pe Walter să ne ajute? Ce pierdem? Demnitatea. Asta pierdem. De voi urgent. Repetam Romeo și Julieta, aveam și cântăreții și am avut o mică problemă. Ce s-a întâmplat? La punctul culminant al cântecului au căzut de la balcon. Oh, îngrozitor. N-am avut probleme, sunt la spital. Ia priviți. Agus, Fer, Agus. Încântător. Vreau să cântați asta. Nu, eu nu cânt. Și cu atât mai puțin la balcon. Nici eu. Și cu atât mai puțin în fața atâtor persoane. Dar suntem doar Sophie, eu și... Fer, evident. Bine, hai să încercăm.
Julieta, pe balcon. Romeo, începi. Sophie? Dar nu o să vă cerem chiar atât, nu? Îți dai seama? Noi doi am făcut așa ceva. A ieșit bine, nu? Foarte bine. A fost nevoie doar să te privesc și... Și mie mi s-a întâmplat la fel. Păcat că nu o să cântăm împreună la concursul de la școală. Da. Bine, dacă vrei... Nu. De ce nu? E un secret, de fapt. M-am înscris cu Walter. Cu Walter? Shh. Atunci suntem rivali. Vai, August, te-am stropit? Nu, nu, stai calmă. Ce păcat. Fer, vrei să te duc acasă? Îmi pare rău, nu am loc decât pentru o persoană. Râul ăsta nu duce acasă, Delphi. În plus, prefer să fac sport. Dar arăt superb, Fer. Și să știi că la debarcader mă așteaptă mașina. Altă dată, Delphi. Mulțumesc. Ești sigur? Sigur nu vreau. Hm.
Să cerem ajutorul. Ne-a zis-o Anne Claire. Dacă Anne Claire îți zice să te arunce în râu, tu te arunci? Normal. În nori ce visezi. Lăsați o baltă. Are dreptate, s-a zis cu trupa. Dar e atât de frumoasă. Fer. Și? Ați vorbit cu Walter? Mă ocup eu. Cât s-a schimbat? O fi îndrăgostit? De Anne Claire? Trebuie să vorbim. Cine? Noi? Nici nu m-am uitat la voi. Avem nevoie de ajutorul tău. Pentru trupă. Nu muzica e problema. Ba da, dar ideea e că nu ne... Nu ne conectăm cu adevărata esență a muzicii. Mă înțelegi? Da. Sunteți varză. Da. Poți să ne ajuți? Pe voi? Unde e șmecheria? Avem nevoie de artistul cel mai sensibil, cel mai cunoscut, cel mai faimos al acestei școli. Un moment. Fernando, capitanul jaguarilor, plus laude la adresa mea, înmulțit cu Juan Chic, Gaston și Facea, care mă privesc cu neîncredere, îmi dă un X. Și X înseamnă ce? Ne bazăm pe tine. Dar n-am zis că vă ajut. Nu-i neapărat nevoie să afli sora ta. Uite-o că vine. Fer, fratele meu. Ce bine că nu sunt eu ăla. Te simți bine? Da, mă gândeam la ceva pentru repetiții. Asta dacă nu cumva... Hai să repetăm, dar nu aici. Aici? Da, aici. Aer curat, privilegiile ne inspiră, iar voi vă bronzați. Fugi de delfina? Cum poți să crezi așa ceva? Mai ales că aici mă vede toată lumea. Walter! Walter! Repetiția s-a sfârșit. Dar nici n-am început. Dacă nu mai repetați, mă duc să continui cu Romeo și Julieta. Te deranjează că te las singură? Nu, deloc. Acum nu. Am să las ca soarele să-mi umple inima, iar vocea mea să se audă peste tot. Nu am de ce să mă ascund dacă totul va fi cum îmi imaginez, ăsta mi-e destinul. Ia mă las purtată de val, mă las purtată de val și aștept răspunsul ce trebuie să vină. Iar când te privesc, eu știu că trebuie să încep. Când ceva nou începe, e bine să n-ai teamă. Ăsta-i drumul meu, e destinul meu. Și astăzi vreau să înțeleg, aș vrea
ca soarele să-mi umple inima. Este posibil, Valeria? Încă o dată ai întârziat. Aici sunt Delphi. Să stai ultima în rând. Mâine am lucrare la... La locul tău. Dar, Delphi, eu vreau să te întreb tu, dacă... Tu! Ocupat, da? Aprinde-ți reflectoarele, vedeta a sosit. Aprinde-ți reflectoarele, vedeta a sosit. Ultima șansă, Valeria. Ori faci ce trebuie să faci, ori nu mai ești în grupul nostru, da? Ai înțeles? Acum e formația noastră. Am crezut că suntem invizibile. Sigur. Suntem Delphi și invizibilele. Ah, super! Ai întârziat, Walter. Învățam la matematică. Cu insipida aia de Augustina? Vezi să nu te îmbolnăvească! Anne Claire! Bună! N-am fost niciodată atât de aproape de o stea! Mulțumesc! Căzătoare! O stea căzătoare! Bine! Cum merge treaba, fetelor? Bine! Foarte bine! Iar dacă nu sunt fată? Foarte bine! Scuză-mă! Aici oricum nu exist, nu-i nimic! Ce bine îmi pare să te văd! Ai venit să ne ajuți? Da, desigur! Nu! Nu avem nevoie de ajutorul tău! Știi cine sunt eu? Domnișoara... Roade unghii? Sora mea a vrut să spună că e cea mai talentată. Da, îmi imaginam. Se poate? Eu sunt unica și specială, sunt o stea de negalat. Dacă vreți să fiți ca mine, imitați-mă. Niciodată nu vom fi ca ea, o stea de gata. Dacă tot vorbim de stele, uite calea mea lactee. Poze și tăieturi din spectacole. Sunt un ceafăr, nu-i așa? Da. Păi, fetelor, vă las să repetați. Hei, te rog, îmi dai un autograf? Da, și mie, poți și mie. O lecție la tine, să mă pierd ca tine și să mă fartez? Te rog frumos, spune-mi, poți să mă fartez ca... Ce am acceptat să-l ajut pe Ferș pe Jaguari? Dacă află Delphi, mă omoară. Dar gândește un pic, Walter. Jaguari îți oferă un loc pe care Delphi ți l-a luat. E da, dar tocmai de aceea, cu ce-i pot ajuta? A, pe mine mă întrebi? Pe mine? Eu deja mă simt mult mai bine. Da, da, foarte bine. Minunat, începem să cântăm? Pentru a face muzică e foarte important să vă relaxați. E unicul mod de a vă conecta cu sunetele. Dar cu hainele astea oricine ar zice că te ascunzi. Cine? Eu? Nu! Pentru a fi o adevărată vedetă trebuie să... vorbești ca o vedetă. Să te miști ca o vedetă. Să respiri ca o vedetă. Și să te îmbraci ca o vedetă. E bună asta. Așa nu ajungem nicăieri. Cu muzica stăm prost, nu ne ținem de ruibii. Da, da, doar că eu mă mișc mai bine, uite. Da, zici că ești Madonna. Facea, trebuie să muncim. Dar e vineri, gata. Echipă, am o soluție. Aprinde-ți reflectoarele, vedeta a sosit. Dacă
Dacă vreți să fiți ca mine, imitați-mă! Trebuie să repetați mult dacă vreți să ajungeți pe... penultimul loc! Eu nu aș râde atât. Nici nu mai avea de ce. La revedere, incapabililor. Sau în stilul meu, rataților. Rataților! O să ne distrugă. Și vom fi cei mai slabi din liceu. Din liceu? Bătaia de joc a tuturor. Hei, băieți, suntem jaguari. E în joc onoarea noastră. În cazul ăsta, adio timp liber. Adio întâlnire. Ia uite-te, ador luminița asta din ochii tăi. Ești frumoasă. Îmi place mult de fer. Da, da, se vede că e un băiat bun. Mama, du-te, te rog. Dacă sună la ușă, zic că vin imediat. Sigur. Fer. August? Ce surpriză! Te așteptam, dar la ușă. August, am repetiție cu trupa și nu o să putem să ne vedem. A, dar rămăsese că... Da, da, știu, dar avem niște probleme, știi? O lăsăm pe altă dată, da? Nicio problemă, tocmai am ajuns și eu, nici nu m-am schimbat. O să ieșim mâine. Nu, o să avem repetiții tot sfârșitul de săptămână. Nu cântăm bine. Desigur, trupa e importantă. Îți promit că de cum termin cu toate astea ne vedem, da? Da, în ordine, nu-ți face griji. Pa. Era atât de drăguță, iar eu nu i-am spus nimic. Nici nu s-a uitat la mine. Nu, 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 băieți! Gaston, nu ești un pom! Ai picioare, nu rădăcini! Și în plus, basul e un instrument cu ritm. Lasă-te dus de ritm, mișcă-te! Tup, tup, tu, tup, tup, tu, tup, tup, tu, tup, tup, tu, tup. Dacă totuși Gaston stă nemișcat? Bine, 5 minute de pauză. Fer. Am nevoie să dați din voi ce aveți mai bun. Se poate? Și dacă asta e tot ce putem da? Astăzi! Dar mâine va fi mai mult și doar muncind din greu vom putea ajunge departe. Iar un artist nu e făcut doar din talent. Mi-ai ajuns la suflet. Uite, mă simt ca un Karate Kid. Oh, yeah! Karatiștii Ruibiului. Ăsta e un nume bun pentru trupă. Sau Ruibiștii Karatiști. Wanchi. Gata. S-a întâmplat ceva, Walter? Da. Pe lângă tot ce trebuie să îmbunătățiți, vă mai lipsește ceva, ceva. Și cam ce? Habar n-am. Nu știu. Stimați muzicieni, deoarece timpul pentru repetiții nu e suficient, v-am mai adus și o micuță listă de teme pentru acasă, pentru care vă urez mult succes. Și să înceapă spectacolul! A scris coreografie cu cât mare. Păi asta trebuia, nu? Agus, ce faci aici? Fiecare unde e locul. Toci Lara se ascunde la bibliotecă. Când nu mă simțeam bine, veneam mereu aici. Ce ai pățit? Cred că mi-am făcut prea multe iluzii. Un băiat? Știi, Agus, dacă ți-aș povesti, nici n-ai crede. Știi câte secrete de dragoste ascunde biblioteca asta? Aici mi-am compus primele piese. Erau pentru băiatul de care îmi plăcea. Când am cântat cu el, nu mi-a mai fost frică.
Iar acum mă văd în fața întregii săl și nu o să fac față. Dacă te ajută cu ceva, și eu simt la fel. Crede-mă. Când urc pe scenă. Și ce faci? Mă gândesc la cei cu care mă simt bine. El mă ajută. I-ai spus asta? Sunt sigură că și lui ar prinde bine să știe. Mi-ar plăcea să fiu ca tine cândva. De ce? Fii tu însă-ți. E mult mai ușor așa. Așa nu mai merge. Nu mai avem viață, doar antrenamente și repetiții. Vrem să câștigăm concursul, Hoanci. Fer, dar vreau să mă și distrez, nu? Da, și eu. Dar ca să câștigi trebuie să lupți, la muncă. Peste o oră ne vedem la repetiții. Lucrăm în două schimburi, a? În două, în trei, Hoanci, gata. Hei, Hoanci! Nu știu ce e cu el, parcă a nebunit. Se poartă urât cu noi? Se înfurie din nimic? De fapt, nu din nimic, dar adevărul este că oricum cântăm mizerabil. Dar nu este deloc un motiv să țipe la voi. Așa e. Oricum, nu egalează pe Delphi. Îi mai lipsește un bici. Știi ceva? Dacă știam că o să scoatem la iveală tot ce este mai rău din noi, nu mă mai înscriam. Da, nici eu. Dar ce am putea face ca să schimbăm lucrurile acum? Să începem prin a ne simți bine noi doi. Marta, l-ai văzut pe Facea? Da. Tu? Nu l-a văzut nimeni? Văd că e cam agitat băiatul. Nu, Gaston, nu. E o chestiune matematică. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Facea, dăm ritmul. 1, 2. Dar fer. Nu vreau să aud niciun fer. Voi doi sunteți baza pentru cântecul ăsta. Ori vă sincronizați, ori vă sincronizați. Încă o dată. Și aici intru eu, în mijlocul acestui haos pentru a aduce pace grupului. Cum? Cu numele definitiv al trupei, domnilor. Un nume care sintetizează spiritul nostru. Și anume, schimbul 3. Ce ziceți, ha? Da, da, e foarte super. Bun. E ridicol. Iar tu ai întârziat. Iar eu nu înțeleg cum puteți fi atât de irresponsabili. Fer, e prima dată când am întârziat. Ce-i cu tine? Știi ce am? Poate ție nu-ți pasă, dar eu încerc să găsesc timp pentru antrenamente și pentru celelalte. Pe și eu! M-am săturat de copilările tale, Hoanci. Ești de partea noastră sau nu? Și a fost amabil cu asta. Ce faci cu chitara aia, Facea? Nimic. Eu vreau doar să mă simt bine. O să vedeți că acolo pe scenă noi vom fi aia ridicoli. Am făcut tot ce am putut, am repetat zi și noapte și la sfârșit de săptămână și... Dar tu întârzi pentru că stai să te săruți cu Valeria. Până aici am suportat. Și eu. Ce-i cu tine, Fer? Nu poți dormi? Nu, tată, nu pot. Tată, m-am înscris la un concurs de muzică. Și? Și? Sunt obosit, pentru că învăț, mă duc la antrenament, fac repetiții în fiecare zi și totul îmi merge prost. Mă cer cu prietenii, n-am timp să mă văd cu fata care îmi place. Toate astea în același timp? Și am descoperit că în afară de rugby îmi plac și alte lucruri, tată. Dar nu pot să le fac față. Ia, stai. Păi dacă îți plac, de ce te fac să suferi? Îți faci cumva griji pentru bursă? Nu, asta e problema mea. Tu uită de ea, scapă de toată presiunea. O să mă ocup eu de asta. Fer, tu ar trebui să faci ce-ți place. Pe teren, cu muzică, cu tot ce vrei tu. Important e să te simți tu bine. Haide.
bucură-te de toate astea. Fața mea și știu, l-am descoperit și mi-ar duce un vis să-l împlinesc. Și nu mai este teamă, astăzi pot să aleg, să înțeleg că pot fi și eu fericit. Dacă tu ai să mă urmezi, o să trăim amândoi același vis. Sunt fericit că am acum dragostea ta și ea e în sufletul meu. Noaptea rămâne în urmă, iar soarele mă luminează și azi totul e bine, căci povestea va începe pentru așa cum inima o vrea. Am multe de văzut, multe de trăit, și am un drum ce se deschide în fața mea și știu, l-am descoperit și mi-aduce un vis să-l împline. Sunt fericit și azi totul e bine, căci povestea va începe pentru noi. Azi totul e bine și va fi așa cum inima o vrea. Te așteptam. Te căutam. Vino cu mine. Cum să o lăsați baltă după ce am făcut atâtea? În plus, începuseră să cântați mai bine. Trebuie să vorbiți cu Fer. E șeful vostru. Da, Walter, dar devenind un tiran. Fer e prietenul vostru. A fost prietenul nostru. Nu mai e. Nici nu mă gândesc să-l văd în ochi. Eu cred că nu o să mai vorbesc cu el niciodată. Iar Dan Claire, n-am să-mi povestesc nimic. Iertați-mă. Vă rog să mă iertați, băieți. Știu că m-am purtat urât cu voi, că ați dat totul și eu n-am apreciat. Și am neglijat ce iubeam mai mult. Dar voi mă cunoașteți. Îmi place să câștig. Dar acum am uitat să mă mai și distrez cu voi, așa ca întotdeauna. Ascultați. Dacă vreți, lăsăm trupa. Nu asta contează. Eu vă cer doar atât. Să mă iertați. Gata, Fer, gata. Îl faci pe Gaston să plângă. Da. Frământ, frământ și visez. Frământ, frământ și visez. Frământăm, frământăm și visăm. Hei, Walter, tu ce cauți acolo? Să vin mai târziu? Faci parte din echipă, vino! Haide, vino și tu! August, și ție vreau să-ți cer iertare. Aici, în lumea mea, cu prietenii mei. Așa sunt eu. Scuză-mă. Gata! Gata, asta e! Fer, am numele! Numele trupei! Asta e! Toți împreună! Împingă toți în aceeași parte! Grămadă! Grămadă? Foarte tare! Grămadă! Băieți, ne relaxăm, avem numele trupei! Vă rog!
Avem un nume bun, dar am uitat-o la mănunt. Cântăm la fel de prost. Mi-a venit o idee. Cred că eu și Sony vă putem ajuta. Asta e! Asta lipsea! Avem pe cineva la clape? O voce de înger. Ce ziceți? Profesoară, nu puteți să lăsați pe fratele meu să cânte cu acești băieți. Nu, de ce? Pentru că e fratele meu și are voie să lucreze doar pentru mine. Nimic din regulament nu interzice să se prezinte singur. Iar el are talent personal. Personal? Nu! Moștenit! De la mine. E un concurs, Delphi. N-ai ce-i face. Da, mulțumesc mult, ce să zic. Delicios. Facea, ai avut un solo de chitară incredibil. Nu o să-ți mai cadă chitara din mână niciodată. Sunt sigur. Dar când mi-a căzut... În sfârșit avem mai multă muzică decât urlete. În sfârșit, Gaston, în sfârșit. Sophie. Da. Sophie, ne-ai ajutat mult. Într-adevăr, îți mulțumim. Walter, prietene, ești energie în stare pură. Iar tu, Agus... Ei bine, ești un înger. Ți-am zis eu, ofer, că totul o să iasă foarte bine? Ți-am zis eu. Și acum merităm o pauză și merităm să sărbătorim. Eu n-aș sărbători atât. Rădătorule, vocea mea! Poate nu-ți face bine să ții pe atât, a? Tu! Din cauza ta mi-am pierdut vocea. Dar eu n-am făcut nimic, Delphi. Și nici n-ai să faci. Așteaptă tu doar să afle mami și tati că vrei să cânți cu animalele astea. Nu sunt animale, sunt prietenii mei. Iar când mami și tati vor afla, mă vor sprijini și ei. Ha! Ajutorul pe care l-așteptai. Scuze, nu-i nimic. Bună, mama. Da. Da. Da, 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 cum spui tu. Dacă nu iau mâine 10 la matematică, nu cânt. Presupun că ați citit deja. Anexa. 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 Fiecare formație înregistrată trebuie să interpreteze o melodie originală care n-a mai fost publicată sau distribuită. În caz contrar, va fi descalificat. 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 M-ați înțeles? Cu vocea asta? Destul de greu. S-a întâmplat ceva, Delphi? Nimic. Cântece originale? Adio, concurs. Mă găsiți acasă. Da, ai avut dreptate, Fer. Noi suntem ribiști. Și când mă gândesc că Anne Claire m-ar fi văzut cântând... Să știi că mie nu mi-ar mai fi căzut chitara. S-a terminat concursul. Nu. Concursul ăsta de-abia a început. Sophie,
Sophie! Trebuie să compunem un cântec azi. Azi? Acum? Acum. Dar nu mai avem timp să repetăm. Mâine? Mâine recapitulez cu Walter pentru examen. Iar eu am repetiții cu Romeo și Julieta. Juanci are chimie, Gaston gastronomie, iar eu am antrenament toată ziua. Să compunem și o să repetăm separat. N-avem alternativă. Ei, multe formații au început în spatele casei lor. Cum ar fi, de exemplu? Anne Claire. Fer, ești sigur că o să meargă? Da. Sophie, hai să încercăm. Începem? Mhm. Uh-huh. Mama, tată, am trecut, chiar am trecut. Ah, tocmai ne-am întors, încă nu mi-am revenit de pe drum, nu m-a obosit și tu. 10 La început nu mi-aduceam aminte, nu aveam în cap decât melodii, până mi-am amintit absolut totul. Dragă Walter, veselia asta ta îmi distruge concentrarea, înțelegi? Te rog să fii mai atent. Dar când cu băieții, cum am convenit, nu? Cum aș putea să-ți zic, fiule, așa... Sau cânti cu sora ta, sau cânti cu sora ta. Alege! Nu e genial? Da, extraordinar. Nu o să permitem sub nicio formă să-ți trădezi familia ca să ne chezi. Te rog, nu începe. Cu haita asta de gâscani. Ia, ascultă! De gâscani! Genial! Genial! Valeria! Drăguțo! Valeria, azi te limitezi la a avea un important rol secundar. Succes, Valeria! La fel și ție, Delphi. Păpușa, la spectacole se zice rotrua... Mi-e silă de cuvântul ăsta. Fetelor, să mergem. Haideți! Dragi invitați, părinți, elevi, bine ați venit la prima întrecere a trupelor! În această seară vom avea un juriu de lux, din care fac și eu parte, prezidat de faimoasa noastră fostă elevă, Anne Claire. Eu știu ce am de făcut. Voi? Eu știu partea mea, Fer. Iar eu, pe a mea, notă cu notă. Walter a trecut cu 10. L-am sunat toată ziua și mereu mi-a intrat căsuța vocală. Bună! Acesta este mobilul lui Walter. Fratele lui Delphi! Dacă s-a băgat Delphi... Știu eu ce să fac. Relaxați-vă. Cu dumneavoastră, stelele hockey-ului!
Fer, trebuie să fii la concurs. Și tu trebuie. Ești în echipă. Da, dar sunt și fratele lui Delphi. Nu-ți cer să nu mai fii, dar tu ești unul de-al nostru. Uite, îl meriți, chiar dacă nu vii să cânti. A fost concursul. Nu, Hoanci. Provocarea noastră e să urcăm pe scenă ca ele și să cântăm și să ne distrăm. Sau nu asta ne dorim? Ba da, am muncit mult pentru asta. Și eu trebuie să demonstrez că pot urca acolo sus. Dar pentru asta am nevoie de voi și voi de mine. Așa încât să o facem. Și pentru Walter. N-aș fi crezut că vei spune așa ceva. Nici eu. Are dreptate. Ăsta e momentul nostru. Asta este ziua. Visul se împlinește acum și aici. Echipă, să ne schimbăm și să jucăm. Haideți! Privește-mă, o tocilară cu asemenea haine. O să râdă toți. N-o să râdă nimeni. Ai să cânți la fel cu hainele astea pe tine sau cu altele. Curaj, Agus! Nu, așa nu pot cânta. Dar cu rochia asta poți? Este o ocazie specială. Și acum, Delphi și invizibilele! E dificil, dar nu imposibil.
Agus, ești atât de... schimbată, deosebită, matură. Frumoasă. Scuze, e rândul nostru. Facea, hai! Și am ajuns la sfârșit cu unul dintre cele mai așteptate momente ale serii. Cu voi acum, grămada! Cineva că pot să mă descurc mai bine. Trebuie doar să crezi în tine și inima o să te ducă unde vrei tu. Dar vreau și eu să încerc, dar nu mă hotărâș și mi-e să totul pe dos. Cred că o să încerc și eu, nu o să pierd nimic dacă o fac. E foarte bine să îndrăznim, așa putem obține tot ce ne dorim. Dar vreau și eu să încerc, dar nu mă hotărâș și mi-e să totul pe dos. Da, da. Să cântăm, e mai bine împreună. Să dansăm, e mai bine împreună. Să visăm, e mai bine împreună. Împreună, împreună, e mai bine împreună. Împreună, împreună, e mai bine împreună. Și acum, doamnelor și domnilor, momentul adevărului. Grupul câștigător al concursului trupelor este... Grămada! A fost incredibilă! Ai să ajungi foarte departe! Și tu, Delphi, la fel! Pe scenă ești extraordinară! Și voi fi și mai bună după ce o să învăț! Întotdeauna trebuie să înveți, chiar și cu un talent ca al tău! Mamă, tată, știu că nu v-am ascultat, dar am câștigat! Da! Niciodată nu ai fost atât de fericit pe scenă! Genial! Genial! Să zicem că te-am iertat! Doar cere scuze de la Delphi. Nu! Nu-i nevoie! Azi am învățat cea mai bună lecție pe anul acesta. Te iubesc mult! Oh, avem nevoie de un pic de relaxare! Vino! Ce s-a întâmplat? Vreau să-ți spun ceva. Mi-a plăcut foarte mult să cântăm împreună. Și mie.
aceasta este o seară foarte specială pentru mine. Ce ați zice să o sărbătorim cântând imnul liceului? Să dansez, să-mi mișc corpul, să nu mă mai opresc. Și dacă ar fi să aleg, mai mult îmi place să cânt și nu o să mă ascund. Îmi place să joc teatru, jucăm, dansăm, cântăm, suntem fericiți. Vreau să cânt, să dansez, să nu mă mai opresc. Hai, vino și tu și o să te simți liber. Mult mai mult show-ul va începe. Jucăm, dansăm, cântăm. Eu cred că muzica mă duce foarte departe și simt cum visurile mi le împart cu tine. Ritmul pune stăpânire pe noi toți. Vocea mea se aude acum. Hai cu toții să dansăm. Vreau să cânt, să dansez, să nu mă mai opresc. Și tu și-o să te simți liber. Mult mai mult show-ul va începe. Jucăm, dansăm, cântăm. Vreau să cânt, să dansez, să nu mă mai opresc. Hai, vino și tu și-o să te simți liber. Mult mai mult show-ul va începe. Jucăm, dansăm, cântăm. Vreau să cânt, să dansez, să nu mă mai opresc. Hai, vino și tu și-o să te simți liber. Mult mai mult show-ul va începe. Jucăm, dansăm, cântăm. Vreau să cânt, să dansez, să nu mă mai opresc. Vino și tu și-o să te simți liber. Mult mai mult show-ul va începe. Jucăm, dansăm, cântăm. Mi sueñas aquí ahora. Ya siento que está por llegar. Algo me dice que es la hora que mi sueño se haga realidad. Es hora de brillar. Jamás pierdas la esperanza. Tú sabes que no puedes lograr. Si la fuerza no te cansa, siempre aquí estaré para ayudar. Voy a poner el corazón.
geam.